Stăpânul pământului, al apelor și al văzduhului. Dramatizare radiofonică de Boris Petrov, după Vulpea păcălită, de Victor Eftimiu. Ia să adun și niște mușețeli. Uite și coada șoricelului. Așa. Un pic de rostopască. Să culeg și niște frunze de roiniță. Asta e roiniță. Bată-te să te bată cu mătră pulpe, că are mai speria. Dar n-au vrut. N-au. Te rog să mă ierți, Coana Maimuță, dar stăteam așa în gura vizuinii și mă uitam cum dumneata, tita mai logofeteasă, te spetești să aduni ierburi de leac. Ce s-a întâmplat? Cine-i bolnav, că pe dumneata te văd în putere? Da, draga mea, Maria Saleu, am bătrânit de tot. Blana lui regească, blana lui frumoasă, a năpârlit și plină de julituri. Coama i-a chelit. Nu se poate. Ba da. Îi se vede pielea vânătă și uscată. Și colții lui năprasnici cu care sfâșia prada? Și măselele cu care sfărâmau oasele cele mai tari ca pe o alună? I-au căzut, da, i-au căzut rând pe rând. Ai ții minte coada lui vânjoasă cu care dobora taurul dintr-o singură lovitură? Da, acum abia de mai poate să izbească mușchele. Chiar așa. Seara însă, seara e cel mai greu. Cine crezi că la doarme pe leu împărat, ghedilându-l la tălpi, da? Cine crezi că-l caută în cap și cântă cântece de leagăn ca unui prunc scăldat? Eu! De-aia m-am tocmit îngrijitoare la el. Da, îi fac papară și ceai de mușețel. Îl mai caut și de gârci. Zilele trecute i-am scos niște măsele găunoase cu ajutorul cleștilor unui rac pripășit la curtea Măriei sale. Dar uite că m-am luat cu vorba și timpul zboară. Rămâi cu bine cu mătră vulpe. Da, te rog. Nu spune nimănui nimic din ce ți-am zis. Și dacă îl vezi pe meșterul arici, spune să tragă pe la curte cât poate de repede, că domnia sa îl roagă să-i mai scormonească niște dinți vătămați cu ghimpii lui ascuțit. Da. Rămâi cu bine. La revedere. La revedere. Care va să zic că așa stau lucrurile. De-aia a ajuns maimuța mare și tare la curtea domnească. De-aia nu poate pătrunde nimeni la prea puternicia sa dacă nu mituiește mai întâi pe maimuță, adică pe marea logofeteasă. Ei trebuie să-i spui ce treabă ai cu Maria sa și tot ea aduce răspunsurile sub cuvânt că atot stăpânitorul are mult de lucru și nu poate primi pe oricine. Așa deci, toate câte se întâmplă în împărăția jivinelor le face și le desface maimuța. Hotărăște cine să fie în fruntea dregătoriilor, alege sfetnici și curteni, răsplătește numele regelui, pedepsește și iartă de pedepse ca și cum ea ar fi adevărata împărăteasă peste fiarele codrilor și ale pustiului. Ce mai pur și simplu s-a scăunat. E o dihanie mai șireată decât mine dacă a izbutit să intre sub pielea stăpânului. Cum să fac să o dau jos și să ajung eu mare logofeteasă? Cum să fac? În preajma leului nu pot să ajung și să-l amăgesc că-i prea bine păzit de maimuță. Și apoi, cu leul nu-i nicio nădejde. N-o să treacă mult și fiarele își vor da seama că nu mai face nici cât două cepe de gerate și-l vor da jos de pe tron. Bun, dar pe cine să pui în locul lui? Ia să vedem, cine e mai puternic? Cine ar avea sorți de izbândă? Elefant.
elefantul. Oh, ia să mă duc eu în solie la starostele acestor blânde dobitoace. Mulțumesc de urare cu mătră vulpe. Și-ți dorim și noi la fel. Dar ia spune, ce vânt te aduce pe drumurile turmei noastre? Apoi ne-am gândit că ești cel mai mare dintre noi și am dorit să te alegem împărat în locul leului, care e pe ducă, sărat. Eu sunt gata să te ajut dacă mă faci mare logofeteasă cu deșteptăciunea mea. Am să te feresc de uneltirile celorlalți. Cu mătră, da? Prinde-te repede de niște rădăcini că simt un gâdilat în trompă. Sănătate, mărina voastră! Dar unde ești? Unde ești? Că nu te văd. Aici sunt în copacul din dreapta mărimii voastre. Fii amabil și ridică trompa să pot coboare mai ușor. Poftim, coboară. Tocmai acolo ai ajuns? Te rog să mă ierți. Nimic. Ia spune, de ce vreți să mă alegeți tocmai pe mine? Ți-aș spune dacă aș putea, dar după ce ai strănutat de s-a cutremurat pădurea, acum îți fâlfâi și urechile alea mari, două uriașe, foi de lipan și nu. Gata. M-am oprit. Mă sâcăie blestematele astea de muște. Acum e bine? E bine. Ei, bine. Pe cine altul să alege, mărimea ta? Cine are dințișorii mai lungi? Cine are pielișoara mai groasă de nu poate străbate nici gheara tigrului, nici colții mistrețului? Cine are lăbuța mai grea când apeși cu ea cuinui trosnesc oasele mare, staroste? Așa o fi. Dar mai am și urechile plioștite, ceea ce e semn de prostie. Nu, despre partea asta să n-ai nicio grijă. Pentru prostia boieriei tale am eu leac. Fă-mă pe mine mare logofeteasă și n-ai să greșești niciodată. Știu că ești tare iscusită cu mătră vulpe. Dar leul n-a murit încă. Și vorba aceea, nu vinzi pielea ursului din pădure. Așa e, n-a murit, dar nici mult nu mai are. Grăbește-te, cinstite jupâne, că mai sunt și alții care se îndeasă. Să le fie de bine. Eu și așa am destule necazuri cu supușii mei, elefanții. Uite și acum, sunt agitați că nu înțeleg de ce am făcut popasul ăsta. Așadar, spune-le celor ce te-au trimis că le sunt foarte mulțumitor, dar nu pot primi. Iar dumneata, cu mătră vulpe, umblă sănătoasă, că și noi o să ne vedem de drum. La revedere. La revedere. La revedere. La revedere, la revedere. Nu sunt eu proastă că-mi pierd vremea cu mata hală fără minte din fața căreia trebuie să plec cu coada între picioare. Ia să mă duc eu la Marele Vărgat. Sunt sigură că tigrul nu o să mă refuze. La
fel să trăiești viclenia ta. Cu mătră vulpe. Mulțumesc. Da, ce gând te aduce pe aici? Păi, dacă n-ai știut, află de la mine că regele nostru, leul, trage să moară. Da, și m-am gândit să te alegem în locul lui. Îți mulțumesc pentru onoare. Dar de ce atâta grabă? Păi, pentru că mai umblă și elefantul să-l facem împărat. Da? Da, da, e cam sărac cu duhul. Numai nasul e de el. Eu am trecere pe lângă toate ligioanele și dacă mă faci mare logofeteasă, mă duc pe la toți și în duplex să te urcăm în scaun. E, nu zic că nu mi s-ar cuveni. Nu cu mătră vulpe, nu. Dar de ce te-ai gândit tocmai la mine? Păi da, cine mai sprinte în camăria ta? Cine poate să sară pe ceafa elefantului fără să-i pese de prostănacul ăsta? Cine are ghearele mai puternice și minte mai isteață? Mulțumesc cu mătră vulpe. Laudele tale mă onorează. Am să mă gândesc serios la ce mi-ai spus, da. Să așteptăm întâi să moară leul. Ori dacă n-ai răbdare, de ce nu-l pui pe măgar să-i tragă o copită, să isprăvim cu el? După ce o răposa moșneagul, mă vedea. Cât despre logofeția dumitale, nu cred să se învoiască nevastă mea. Că știi că e o tigroaică. Da. Acum rămâi cu bine. Cu bine. Cu bine. Cu bine. Bine faci și rău primești, că pe unde te învârtești numai mofturoși găsești. Auzi la el. Cât despre logofeția ta, nu cred că o să se îngoiască nevastă mea. Vedea-te-aș printre zăbrele, blestematule, că haine vărgate ai. Poftim, ce situație. Uite pentru cine m-a zbat, dar cine m-a pus. Cum, mătră dragă, ce-ai pățit? Bată-te, norocul Moș Martine, că nici nu te-am auzit. Cine te-a supărat așa de tare, de mormăi ca mine? De ce m-ai speriat? Parcă ai avea călcătură de iepure, nu alta. Ia că stare necăjită, fiindcă am auzit că elefantul și tigrul umblă să se ungă domne în locul leului, care trage să moară. Slavă Domnului că m-ai scutit de drum. Tocmai veneam la dumneata să-ți spun că eu, împreună cu celelalte ligioane, vrem să te alegem urmași la scaun. Păi, vezi dumneata cu mătră vulpe, eu sunt din firea mea mai așezat. Îmi place să stau toată iarna în vizuina mea și să dor. Da, nu face nimic. Cât vei dormi, mărea ta, domni, măria ta, am să veghez eu asupra împărăției. Nu, ești în stare să mănânci toate găinile. Du-te mai bine la lup, poate că vrea el, că-i mai dibaci. Pe mine să mă ierți cu mătră, dar mă trag mai la umbră, că simt că de căldură mor. De când te știu ne ameninți și tot numai mori odată să scăpăm pădurea de un adormit. Și asta m-a refuzat. Bine, măcar că nu și-a amintit cum i-a rămas coada în gheața locului. Altfel, mă mai alegem și cu o scârmâneală zdravână. Ia s-o tulesc mai repede până nu-și trezește memoria din adormire. Nu mai pot. Ia să-mi trag puțin sufletul și să-mi scot șiulinii din blana. Aoleu, nu vor și pace. Lupul mi-a zis că dacă ajunge împărat, n-o să-și mai poată mânca supușii, iar lui îi plac mai mult miei decât măririle. Lacum,
Zadarnic i-am lingușit pe rinocer, pe crocodil, pe zimbru, pe leopard. Fiecare a găsit tot felul de pricini să nu primească. Ba, curcanul, pe lângă care am trecut în goană, m-a strigat umflând din pene, oarecum mustrându-mă: pe la mine nu mai treci, cu mătră! Nici nu i-am răspuns. Auzi, neobrăzare, curcanul împărat, chiar, să zic, chiar, nu știu, dacă e vorba de o rătanie, atunci mă duc la păun. Da, 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 că e mai arătos, e mai, e chiar frumos, dar ce văd? Parcă se mișcă niște crengi. Nu sunt crengi sau sunt coarne? De atâta alergătură se vede treaba că am obosit și am vedenii. Sunt coarne. Sunt coarnele cerbului. Ia să-l încerc și pe ăsta. O, bun întâlnișul, voinicule! Sănătate și ție, blană roșcată. O, ce frumos! Ai auzit că leul e tare bolnav? N-ai vrea ca după moartea lui să-i urmezi la tron? Eu îți promit că te voi sluji ca logofeteasă. Ție, ție și numai ție ți se cuvine locul, că nimeni nu are coarne mai frumoase ca ale tale, piciorușe mai sprintene ca ale tale. Nu se prea poate, dar din pricina coarnelor n-aș avea unde să pun coroana. Și un rege fără coroană n-are niciun haz. Pe făcutule. Facem stăpân al codrului în locul leului care e pe ducă. Măria ta, n-ai nevoie de veșmântul domnesc ca prostul de cerb care vrea să ajungă împărat și n-are nici măcar loc de coroană din pricina coarnelor. Semnul crăiesc, coroana, măria ta, o porți de mult pe frunte, iar mantia ta e mai strălucitoare decât cea mai bogată hlamidă împărătească. 100 de ochi se deschid când îți răsfiri coada. Poți vedea de 50 de ori mai mult decât noi. Vino în fruntea noastră, zboară, cântă, poruncește-ne și te vom asculta. Fiecare pasăre pe limba ei piere. Poftim? Eu nu încerc nici să vorbesc, nici să cânt, nici să zbor, că darurile acestea nu le-am primit când am venit pe lume. Am numai o coadă ca unei vantai și atât. Dacă e vorba să alegeți o zburătoare, du-te la vultur, că el e împăratul păsărilor. Păi, da, da, unde-l găsesc? Dacă îi învăzduc, Acum, la amiază, se odihnește la marginea izvorului. Nu înțeleg și pace. L-am găsit și pe vultur care mi-a răspuns așa: vreți să mă faceți împăratul codrului? Caută-ți de treabă, surată. Lucrurile pământești îmi par foarte mici din înălțimea cerului. Nu mi-aș schimba soarta de stăpânitor al văzduhurilor de pasăre slobodă pentru toate colibiile de aur ale împărăției. Și apoi și-a dezfăcut aripile uriașe și s-a pierdut în azur. Dar nu mă las, nu mă las, am să-l chem pe șarpe. Mândru șarpe,
dulce piele, șarpe lungi, tras prin inele, să-ți spun gândurile mele, să te fericești cu ele. Nimic. Poate că nu m-a auzit. Ia să-l mai chem o dată. Alo? Mândru șarpe? Dulce piele? Șarpe lung tras prin inele? Alo? Hai, să-ți spun gândurile mele, să te fericești cu ele. Sunt aici. Cine mă strigă? Eu, vulpea, supleța voastră. Mai marele nostru, luminăția sa, prea puternicia sa, leul, nu mai are zile multe. E vorba să-l pierdem și nu știm pe cine să punem în locul lui. De azi dimineață te caut și nu te găsesc. Și de ce v-ați gândit tot mai la mine? Fiindcă ești cel mai lung și mai înțelept dintre noi. Oare nu celui mai înțelept îi se cuvine împărăția? Toată împărăția codrilor, a peșterilor și a pustiei. Să trăiești, măria ta, să ne stăpânești sănătos și să mă faci și pe mine mare logofeteasă ca să-ți stau într-o ajutor. Surato, da? Știi ce se spune? Păi, dacă o să-mi spun. Șarpele, când e să moară, iese la drum. Spui că sunt înțelept. Da. Dar unde mi-ar fi înțelepciunea? Dacă m-aș cocoța în văzul tuturor. Nu, mai stai că am vrut să spun că nu. Mai stai, păi, mai stai o leacă. Că a dispărut. S-a descolecit din jurul copacului și s-a tras în gaura aia lui, de unde nu i se mai vede nici vârful cozii lui inelate. Toți mă refuză. Sunt foarte amărâtă. Coadă lungă, păr roșcat, greu să alegi un împărat. Dar mai greu lupta vei ca să mi te vezi logofeteasă. Aoleu, ia stai. Uite că la asta nu m-am gândit. Păi dacă mă părăște vreunul din cei care m-au refuzat. Mi se strânge inima de frică la gândul că ar putea afla împăratul de uneltirile mele. Vai de coada mea, ce o să tragă din mânia stăpânului. Paza bună trece primejdiarea. Ia să mă duc imediat la curte să o iau înaintea părăcioșilor. Dacă par tare obosită. Toată ziulica am colindat să aflu vești și am venit să ți le spun, ca să știe și agerimea ta ce se vorbește în pădure. Stai puțin că nu mai pot. Elefantul, tigrul, ursul, cerbul, păunul, vulturul, șarpele, i-am iscodit pe fiecare și am aflat că toți umblă să ia locul preaputernicului nostru stăpân. Cum s-ar putea una ca asta? Ei, noi toate ligioanele știm că înălțimea ta, sfătuitoarea leului, ești cea mai nimerită să ne stăpânești în ziua în care preaputernicul nostru stăpân va închide ochii. Cine cunoaște mai bine treburile împărăției, tainele domniei, ca istețimea ta? De aceea zic, cum eu am mare trecere la toate făpturile dobitocești, hai
să te urcăm de pe acum pe scaun, iar pe mine să mă faci sluga cea mai plecată a milostivirii tale, adică mare logofeteasă. Cumătră Vulpe, îți mulțumesc pentru prețioasele dezvăluiri și îți mulțumesc de asemenea pentru prietenia pe care mi-o arăți. Da. Fii sigură că uneltitorii nu vor rămâne nepedepsiți. Cât despre mine, uite, eu nu cred că-s vrednică să stau pe scaun împărătesc, nu. M-aș mulțumi să fiu toată viața mare logofeteasă dacă s-ar îndura împăratul de mine să mă ție. Păi da, dar știi ce? Uite, cât te ascultam vorbind, mă gândeam la ceva, cum mătră Vulpe. Da. N-ai vrea dumneata să iei locul leul? Dacă îmi promiți că mă lași în drăgătoria ce-o țin, am să adun eu toate ligioanele codrului, ale văzduhului, și am să le spun din partea măriei sale leul că, simțindu-se bătrân și bolnav, da, vrea să lase locul Vulpii, adică dumitale, care ești dobitocul cel mai deștept. Da, ce zici? Facem târgu? Păi, ce să zic? Nu știu ce să zic. Da. Dacă mă iau după inima mea care s-a umflat de atâta bucurie, nu trebuie să mă gândesc mult până să-ți răspund, surată maimuță. Lasă-mă, rog-te, să te îmbrățișez cu dragoste, să te sărut pe creștet și să zic, într-un ceas bun, scumpa mea logofeteasă. Bine, gata acum cu sentimentalismele. Hai că n-avem timp de pierdut. Trebuie să încep să pregătesc sărbătoarea înscăunării măriei tale, da, Vulpea. Da. Alerg să chem la sfat toate ligioanele pădurii, așa. Jupâneasă, ciocănitoare, fii-te rog bună și bate în scoarță să se audă peste tot! Joi! Ai tuturor sălbăticiunilor cu patru picioare! Da. Ai celor în aripate și ai celor drântoare! Sunteți chemați la sfat! Așa! Sălbăticiunilor cu patru picioare și ai celor înaripate și ai celor târătoare. Haideți, apropiați-vă. Așa, ia să vedem. Starostele elefanților, starostele elefanților, a venit? A venit, așa. Solul tigrilor, al vulturilor, așa. Eu am să mă cocoț pe o cracă, să vă puteți vedea și auzi toți cei care faceți parte din divanul împărăției. Liniște! Dragii mei supuși ai măriei sale leului, cu inima îndurerată, vă vestesc că stăpânul nostru e pe moarte. Da. Și m-a însărcinat să vă spun că cea din urmă dorință a înălțimii sale este să alegeți ca împărat al codrului pe cumătră Vulpe aici de față. Dar Vulpea? De ce Vulpea? N-am auzit bine. Ia uite-o cum s-a cogoțat pe vârfă. Da, și ne privește de la înălțime. Ai văzut tigrul? Am făcut rău că nu i-am venit de hac atunci când a fost la mine. Acum nu mai lua locul pe scaunul ce drept mi se cuvine. Domnia ta, tigrule, ai spus ceva? Nu, ce s-a părut? Bine, atunci, dacă n-aveți nimic împotrivă,
scumpsoli ai noroadelor dobitocești, să pornim cu mare alai spre tronul împărătesc și să înscăunăm pe măria sa aici de față cu mătra vulpe. Dacă cineva e împotrivă, să ridice laba. Așa, nimeni bun. Se abține cineva. Tot nimeni bun. Bun. Atunci, dacă toată lumea e de aceeași părere, să pornim spre peștera împărătească. Așa, acum cu mătră vulpe. Da. Iertare. Adică vreau să spun, măria ta, te rog să ne faci onoarea de a călca prima în peștera împărăteasă. Da. Sigur, sigur. E minunat. E foarte plăcut. Foarte frumos. Totul sclipește de curățenie. Se vede mâna de gospodină pe care o ai, dumneata, mare logofeteasă. Păi cu așa supuși ard de nerăbdare să mă văd pe scaunul domniei. Să pășim mai iute spre fundul peșterii, unde-i tronul. Văd ochii mare, logofeteasă. Ce-i asta? E tron? Stă cocoțată? O găină moțată cu sceptrul domniei între iarele piciorului drept? Și uite-o cât e de mândră, nevoie mare, și se uită la noi celelalte dobitoace ca la niște supuși plecați. Nu înțeleg, ce se întâmplă? Ce înseamnă asta? Stimată maimuță, ce caută dumneaei în locul meu? Păi de, ce să-ți fac cu mătră? Ce să-ți fac, măria ta, dacă ți-a luat o găină înainte? Maimuța. A, bună pedeapsă pentru viclenia și lingușelile mincinoase. Nu cred că poate fi o bătaie de joc mai mare decât să pui pe scaunul regesc o biată găină. De când sunt și de când e codrul pe lume, nu s-a mai auzit așa un chio de veselie. Iată, uita, vâlpea de rușine s-a strecură la picioarele tronului. Păi da, se teme să nu pățească și altceva, nu mai e rușinea cu găina împărată. Liniște, liniște! Sosește măria sa, leul. Cine? Prea puternicul nostru, stăpân, te cer, te cere. E bolnav și gârbovit regele pădurii noastre. Are coroana pe cap, peste tichia de lună. Și e legat la fălci cu o basma. Are sceptrul în laba dreaptă și cârja la subțioara stângă. Dar mai tăceți odată și plecați-vă, măria ta! Măria ta! Măria ta! Măria ta! Măria ta! Flăbire! Să vă fie rușine! Rușine! Uite, era să încadă și coroana. Eu trag să mor și voi vă faceți de cap, a? Vă faceți...
Iartă-ne, Maria ta. Da? Am vrut să o pedepsim pe cumătra vulpe care s-a dus la elefant, la tigru, la urs, la șarpe, la păun, la cerb. Dar unde nu s-a dus? Să-i facă domni în locul strălucirii tale. În locul meu? Ba încă vrea să se aleagă ea însăși împărat. Nerușinat! Și așa, ca să o punem la locul ei, ne-am învoit noi, toate viețuitoarele codului, să urcăm pe scaunul Măriei tale în bătaie de joc. Dacă e în bătaie de joc, asta mai înțeleg așa o fi. Dar cum ați îndrăznit să puneți pe tronul împărătesc pe moțata asta care de frică, ia uite la ea, s-a apucat să o... Uși de aici! Măria ta, ce poate fi mai mare înjosire pentru vulpe decât să ia loc o biată găină? Gura! Aici râd eu! Așa e, ai dreptate, mare logofeteasă, ai dreptate. Dar uite, știi ce? Hai să lăsăm gluma deoparte, gata. Nu mai avem vreme. Mai bine, mai strângem un pic fălcile cu basma. Acum, ia, vină aici în spate, îți scarpină mănițel. Nu la spate, acolo, aici în cap. Așa, și apoi, să ne retragem, să vedem ce faceți după moartea domniei mele. Că să zic că mult nu mai am. Vei mai trăi, Maria ta, și vei stăpâni codru încă 1000 de ani. Chiar 1000 nu îmi poți. Minți frumos, dragă maimuță și mare logofeteasă, da? Bătrânețea și boala nu vor să știe de minciunile lingușitorilor. Hai, gata cu gluma. Pentru astăzi ajunge. Hai, gata. Acum plecați cu toți acasă, iar mâine în zori să ne adunăm la sfat pentru a vedea cui să-i las împărăția după ce voi închide ochii. Maria. Hai, pe mâine. Pe mâine, Maria ta, să ne cel din dreapta lui. Seamănă cu un lup. Liniște! Te ascultăm, Maria ta. Da. Bine ați venit, dragii mei supuși. V-am chemat ca să vedem cine ar putea veni în locul meu pe scaunul regesc. Să nu ne grăbim. Da. Cât trăiești, ești regele nostru. Răbdare. Eu zic așa, să ne vorbească dumnealui câinele. Câinele, că dumnealui cunoaște și graiul nostru al dobitoacelor, că el pe vremuri a trăit printre noi sub chip de lup. Vezi că am avut dreptate. Și-a plecat din mijlocul nostru împrietenindu-se cu omul. Omul? Cine e omul? Omul lui câinele e mai învățat decât noi, că știe și ce se petrece dincolo de întunecimea codrului. Poftim de glăsuiește, prea cinstite oaspete. Să te ascultăm. Păi să-l ascultăm, tăcere. Suntem numai urechi. Hai. Da. Fraților, precum v-a spus Maria Saleul, am trăit și eu, adică strămoșii mei, printre domniile voastre.
Părăsind codrul, m-am dus printre cei mai luminați decât mine, care m-au primit cu bucurie. Iar acum am venit la vânătoare cu stăpânul și prietenul meu, omul. Omul? Cine-i omul? Prieten, sunt prieten. Da. Omul și câinele sunt cei mai buni prieteni. Ne-am rătăcit pe aici și am nimerit singur la sfatul domniilor voastre. Cred că prietenul meu, omul, mă caută. Văd că am picat la vreme. Vreți să vă alegeți un nou împărat? Da, da. Măria Saleul, fie zilele lungi și senine, ar vrea să se mai odihnească. Da, slavă lui, da. Să-i găsim urmaș. Urmaș bun. Socotesc însă că niciunul dintre cei aici de față nu e vretnic să ia locul măriei sale. Cum așa? Cum? Niciunul nu e. Chiar așa ne jignești. Niciunul, adevăratul împărat al pământului, socotesc cu mintea mea slabă, dar încercată, este om. Trebuie să vă supuneți lui. Cum să ne supune? Iată pentru ce. Omul e viteaz ca un tigru, voinic ca ursul, blând ca turtureaua, înțelept ca șarpele, harnic ca albina, frumos și sprinten ca cerbul, isteț ca viețuitoarele codrului cele mai istețe. Nu-l cunoașteți, nu-l cunoașteți. Dar când îl veți cunoaște, veți afla că are toate calitățile voastre și știe să vă prețuiască darurile și să scoată din ele toate foloasele cuvenite binelui obștesc. Da, da, așa e, așa e. Eu, precum știți, plec câteodată din pădure și dau raită pe la marginea satelor să caut alegurii. Eu, cu fratele meu lupul, care e rubedenie cu dumnealui, cu câinele, da. Da, uite, oricât sunt eu de vicleană, oricât e dumnealui lupul de șiret, omul e mai isteț decât noi, că ne-a întins capcane să cădem în ele, a pus dulăi să apere oaia și orătania, trage noi cu pușca, așa, cu mâna pe inimă și cu dreptatea în cuget, vă mărturisesc că omul e mai deștept decât mine și decât lupul, ceea ce înseamnă că e mai deștept și decât voi toți. De aceea eu zic să nu mai stăm de vorbă și să-l punem în locul măriei sale, leul. Te cam grăbești cu mătră. După rușinea ce-o pățiși când ai încercat să ne fim părăteasă, credeam că ai să te ascunzi în gaură de șarpe. Acum văd că dai din coadă iar. N-am mai pomenit așa neobrăzare. Nici chiar așa. Ai venit la noi la fiecare să ne faci împărați și acum o întorci, doar te vei chivernisi? Ascultă cu mătră. Să nu ți închipui că dacă te iei bine cu omul, o să te faci mare logofeteasă. Șterge-te pe bot, că strugurii tot acri au rămas. Bine ai zis, mare staroste al elefanților. Uite, eu, tigru, te sfătuiesc să te retragi binișor, da, și de-a îndăratele în colțul cel mai depărtat al peșterii împărătești și să taci, chitic. Bine, bine, așa am să fac, domniile voastre. Da, așa am să fac. Da, las că ies eu la lumină mai târziu, când mi-au venit la îndemână. Da. Eu nu umblu să ajung mare logofeteasă. Liniște, doamna Cârtiță, vorbește, doamna Cârtiță! Liniște, lăsați-o să vorbească. Da, da. Ești mai la lumină, surată, să te vedem. Lumina mă cam obosește. Eu mă mulțumesc cu odăițele pe care le sap sub pământ să-mi fac culcuș. Dar socotesc că omul e mai meșter decât mine.
El face case și drumuri atât pe pământ cât și sub pământ. Înfruntă până și muntele, tăindu-și calea prin piatră atunci când piatra îi se împotrivește. Ba știu de la Castor că omul aruncă poduri peste gârle, întoarce apele și le mută albia când are nevoie. Da, da, să ne supunem omului, așa vă sfătuiesc eu, o biată viețuitoare în întuneric. Da, am auzit și eu de isprăvile lui, ba chiar l-am văzut pe drumuri călare. Eu l-am văzut arând cu boii pe ogoare. Mare logofeteasă! Ia vine! Vine! Marieta! Ia vine, eu aud numai cuvinte de laudă despre om. Nu, tu n-ai nimic de spus? Cu toată modestia, luminăția ta, pot să mă laud că omul îi are ca strămoș pe străbunicii mei. Așa? Da. Bine, bine! Chiar așa? Păi atunci să știi că n-am făcut nicio greșeală că te-am numit primul meu sfetnic. Bravo, am făcut o alegere grozavă. Eu l-am văzut pescuind pe întinderi de ape. Da, da, e la treabă pretutindeni, neobosit, în lumina soarelui, în licărirea stelelor, în adâncimi de prăpăsti, în măruntaiele pământului și pe culmile împădurite. Toate bune, dar coarne ca ale mele are omul sau nu are? Nu, coarne nu are. Asta voiam să știu. Nici gheare ca ale mele n-are, nici colți puternici ascuțiți. Nici moți ca al meu nu cred să aibă. Nici blană ca a mea n-are dumnealui. Nici pisc cum am eu. Nici ochi ca ai mei, care văd și noaptea, nu, n-are. Nici picioare ca ale mele n-are, să fugă mâncând pământul. Are ac să înțepe cum înțep eu? Are el urei ca ale mele. Știe el să fie încăpățânat ca mine. Când i-o-i arăta eu colții, să vedem ce poate să mai facă. Are omul coadă ca a mea, cu pene împodobite ca 100 de ochi albaștri argintii verzi? Dacă n-are așa ceva, nu e mare lucru de capul omului așa. Deci eu n-am coadă pe unule dumneata, dar asta nu înseamnă că nu-i nimic de capul meu. Fraților, isprăviți cu înfumurările astea prostești. Dacă e vorba să ne lăudăm, ar trebui să mă laud eu cel din tâi. Ia uitați-vă cât sunt de mare și ce piele groasă am. N-o pot străbate nici colții mistrețului, nici ghearele tigrului. Îi strivesc cu laba de nu se mai văd. Fildeșii mei sunt mai mari și mai cumpliți decât ai lupului și ai mistrețului. Urechile mele sunt mai mari decât ale măgarului. Să ne cunoaștem fiecare lungul nasului. Eu mi-l cunosc pe al meu și totuși sunt mai smerit ca voi. Nu fi având el omul ceea ce avem fiecare dintre noi, dar are ceea ce n-avem noi cu toții la un loc. Mintea. Cu mintea lui ageră, el poate să-și facă săgeți mai strașnice decât acul viespii, aripi mai repezi decât ale șoimului, clamidă regească mai strălucitoare decât aleului. Să mă ierți, măria ta, să mă ierți. El poate să înalțe cântec mai fermecat decât al privighetorii, să-și facă topor mai puternic decât ciocănitul ghionoaiei. Omul n-are nevoie de ochii bufniței ca să vadă noapte. El aprinde lumini și alungă întunericul. Ca să treceți de la un capăt la altul al pădurii, voi vă strecurați printre copaci. Eu dărâm copacul care îmi stă în drum, dar omul desfundă păduri întregi, îmbracă cu păduri dealurile sterpe. El scoate apă din pământul uscat și taie mările cu bărci și corăbi. Am vins focul, l-a domesticit,
îl face unealtă, putere, căldură și trăsnet. Apa, flacăra, piatra, lemnul, pământul, toate sunt în mâna lui. Cum am putea să ne măsurăm cu el, noi, niște biete dihănii fără minte? Eu sunt mai bătrân decât voi toți. Am auzit multe despre om și m-am minunat. De aceea vă spun, plecați-vă de bunăvoie lui, împăratului tuturora. Ce? Ce-a fost asta? Cine? Ce se aude? E un răget necunoscut. Da. Nu, e sunet de corn. Din corobine. Priviți! Priviți spre gura peșterii. E omul. Înalt, drept, cu fruntea sus. E o făptură măreață. Omul. Omul. Ați ascultat Stăpânul Pământului, al Apelor și al Văzduhului, dramatizare radiofonică de Boris Petrov, după Vulpea Păcălită de Victor Eftimiu. Distribuția a fost următoarea: Maimuța, Alexandrina Halic; Vulpea, Virginia Mirea; Elefantul, Mihai Constantin; Tigrul, Romeo Stavăr; Ursul, Ionuț Antonie; Leul, Boris Petrov; Câinele, Daniel Tudorică; Cârtița, Anca Zanfirescu Todea; Șarpele, Lavinia Gheorghe; Păunița, Violeta Berbiuc; Cerbul, Mircea Constantinescu; Măgarul, Mircea Mușatescu. Regia de montaj, Florina Verdeș. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia tehnică, Vasile Manta. Regia muzicală, Mihnea Chelaru. Producător, Irina Soare.